pe buze sau pusă pe șotii, Loredana a fost aproape 5 ani prizoniera unei relații de coșmar. Mai mult o să ne povestească Loredana, așa că haideți să o primim cu aplauze. Bună ziua! Bine ai venit, Loredana! Bine v-am găsit! Te rog să-i loc! 5 ani? 4. 4. Da. Foarte mult. Foarte mult. Vreau să spun și eu ceva încă de la începutul discuției. Eu nu intenționez să-mi fac dreptate acum, pentru că deja au trecut ceva ani de când ne-am despărțit. Doar m-a impresionat cazul Alexandrei și m-aș bucura tare mult să nu mai văd femei în astfel de situații, să nu mai permită bărbaților și să nu mai stea lângă asemenea persoane. Cum a fost povestea ta? Presupun că atunci când te-ai îndrăgostit de el, nu te da semne că ar fi un băiat violent. Nu, absolut deloc. Din contră, părea a fi cel mai bun om din lume, cel puțin în viziunea mea. A fost dureros să descoper că nu este așa. Am trecut și eu prin niște momente asemănătoare a Alexandrei. Ai fost vreodată așa, cu ochii vineți? Nu, chiar. Am fost cu arcada umflată. Am avut ochiul umflat. Și asta se întâmpla fix de ziua mea de naștere. De ce? Cu ce l-ai supărat, evident, între ghilimele? L-am supărat pentru că mi-am permis să mă supăr pe el când m-am mințit. Am descoperit o minciună fix în acea zi. I-am reproșat acest lucru, că m-am mințit, m-am supărat, am întrăznit să mă duc în dormitorul meu și să rămân acolo. Și pentru faptul că m-am supărat pe el, a venit și mi-a dat o palmă și mi-a dat capul de pat și astfel mi s-a umflat arcada, am avut-o și spartă. Asemenea... De ce ai rămas? De ce ai rămas, Loredana? Pentru că eram naivă, pentru că eu credeam într-o poveste falsă de iubire, pentru că mă simțeam oarecum datoare și recunoscătoare față de el și simțeam de că... De ce? Ce ți-a făcut? M-a ajutat foarte mult. A fost lângă mine niște momente dureroase din viața mea. M-a susținut până într-un anumit moment, când s-a schimbat. Bun, da, a fost ceva ce l-a... Nu știu, când s-a produs această schimbare? Spuneai că la început era un băiat dulce, că credeai în povestea voastră. Această ce schimbare s-a a intervenit la, cred că la un an după ce am intrat într-o relație serioasă cu el. Nu știu exact să zic ce s-a întâmplat. Avea niște probleme, ce-i drept, și cred că de fiecare dată când era furios sau supărat, această furie și-o vărsa asupra mea. Eram singurul om pe care putea să se descarce, pentru că în anturajul lui de prieteni, în cercul lui de prieteni, sau chiar dacă se enervea, nu își permitea să aibă astfel de reacții nervoase absolut față de nimeni, decât față de mine. Cu tine era bărbat? Da, cu mine era bărbat. Bărbat în ghilimelele de rigoare. De câte ori te-a bătut? Nici n-aș ști să vă zic numărul, de foarte multe ori. Foarte, foarte multe ori. Ai cerut cuiva ajutorul? Nu. Mamei mele, la un moment dat, știi cum a fost la mine? Eu încercam foarte mult să ascund acest lucru. Pentru mine era o rușine. Nu vroiam să arăt oamenilor că trec printr-o poveste așa tristă. Din contră, vroiam foarte mult să salvez aparențele și să dau lumii impresia că sunt foarte fericită. Așa credeam eu pe atunci. Pentru mine era o rușine să se știe că sunt bătută, că sunt înjurată. Mai multe, o să continuăm această poveste după o foarte scurtă pauză, așadar rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Și ea a fost bătută de nenumărate ori de un fost iubit și spuneai înainte de pauză, Loredana, că la un moment dat i-ai spus mamei tale. Da, asta s-a întâmplat fix în mijlocul unei bătăi, ca să zic așa. N-am mai rezistat și am sunat-o și plângeam și o rugam să vină să mă ia acasă. Mi-era foarte greu, deja nu mai știam ce se mai întâmplă cu mine, nu știam exact pe ce drum ar trebui să o iau. Eram total confuză, îmi pierdusem foarte mult încrederea în mine, nu mai aveam deloc încredere în mine, eram total depusolată. Însă să știi că la un moment dat mi-am făcut curaj și mi-am dat seama că nu există niciun viitor
alături de un asemenea bărbat și am pus piciorul în prag, cu toate că mi-a fost foarte greu, și am pus punct acestei relații vicioase. Și iată-mă că astăzi am depășit momentul, au trecut câțiva ani de atunci. Mi-am dat seama că sunt un om mult mai puternic decât credeam eu. E greu și e dureros, mai ales o femeie, o mână de om, cum suntem noi. În fața puterii unui bărbat nu putem face față, oricât și... Le sfătuiesc pe toate femeile să nu accepte nici măcar o palmă, dacă s-a întâmplat acest lucru să plece, fără să uite în urmă, pentru că dacă... te-a lovit astăzi cu o palmă, mâine va fi un pumn, după mine un picior și așa mai departe. Și se pot ajunge la lucruri grave. Ce le-ai spuneai tu cunoscuților, ce le-ai spus tu cunoscuților atunci de ziua ta, când te-au văzut cu arcada umflată? Ce le-ai povestit că s-a întâmplat? Să știi că eram atunci, ieșeam foarte puțin din casă, rar, și erau și niște prieteni de-ai noștri de față când s-a întâmplat lucrul acesta. Și n-au reacționat? Au reacționat, dar puțin. Lumea nu prea se băga între noi. Nu prea, pentru că aveau, nu știu, teamă față de el sau respect, nu știu cum să-l numesc, și nu prea interveneau. Îi ziceau să se potolească, dar cam atât. Mi-era rușine pentru că vecinii deja ne știau, știau ce se întâmplă. Mi-era rușine când ieșeam din bloc. Nu, simtam foarte tare că trebuie să ascund lucrul acesta. Încercam tot ce să salvez relația pe cât puteam eu. Așa gândeam eu la vremea respectivă, că trebuie să-mi salvez relația, reputația. Ți-a spus vreodată că-i pare rău? Îmi zicea, dar doar ca să mă țină lângă el. Nu că-i părea rău din suflet. Cred că nici în ziua de azi nu regretă și nu conștientizează faptul că a greșit. Cred că are același comportament. Așa cred eu. Nu cred că îi pare sincer rău și că vrea să se schimbe sau să schimbe lucrurile acestea la el. Nu. Pentru el, faptul că lovește o femeie este o dovadă de bărbăție, așa consideră el. Faptul că lovește o femeie înseamnă că s-a impus în fața ei și că femeia trebuie să-l știe de frică. Pentru bărbatul ăsta, tu atunci ai renunțat la... Absolut postul pe tot. Care l-ai acum, acela absolut de asistent. Tot. Renunțasem la joburile mele, la viața mea, la familia mea, vedeam familia foarte rar. Devenise într-un fel universul meu. Devenise universul meu, chiar pot să zic acest lucru. Am greșit enorm, vina este la mine, pentru că eu am acceptat și eu am stat, nu e vina lui. El s-a purtat cum a crezut el de cuvință. Dacă eu am acceptat asemenea tratamente, el a făcut-o în continuare. Era normal. Eu trebuia să pun piciorul în prag, trebuia să mă respect pe mine și să plec. Demnă, cu capul sus, dar să plec. El știa că tu ești totuși mai vulnerabilă? Știa. Tocmai pentru că ai trecut printr-o mare dramă în adolescență? Știa. Îmi cunoștea absolut toată viața, toate detaliile vieții mele. Cred că niciun bărbat nu m-a cunoscut așa cum m-a cunoscut el. Știa absolut tot ce ține de viața mea. Mai bun, mai puțin bun. Și asta a fost și marea mea durere, ca să o numesc așa, pentru că totuși îmi cunoștea atât de bine viața și atât de bine dramele. Nu am fost tocmai un copil fericit, am trecut prin foarte multe. Și mă așteptam că el să-mi facă viața mai frumoasă, mai ales că la vremea aceea susținea că mă iubește. Mă așteptam să mă facă fericită, să-mi ofer o viață frumoasă, respectabilă, să mă facă să uit de toate durerile din trecut, însă n-a fost așa, din contră, îmi accentua rănile și mă făcea să fiu cel mai nefericit om din lume. Câteodată așa mă simțeam. Dacă plângeai în fața lui, îl impresionau lacrimile tale sau credea în lacrimile tale? Nu. Nu știu, câteodată îl impresionau, câteodată când vedea că vreau să plec cu adevărat, începea să-și ceară scuze, să-mi zică că mă iubește. Într-un fel mă șantaja emoțional, chiar așa se numește. Are un talent al lui să se joace cu psihicul omului, știe unde să-l lovească, știe ce-l doare, ce nu-l doare. Ăsta era talentul lui, dacă pot să-l numesc un talent. E clar că încă te mai doare ce s-a întâmplat, dacă au trecut 3-4 ani. Da, pentru că mi-am pierdut niște ani din viața mea
niște ani importanți care nu o să se mai întoarcă. Regret că am stat și am acceptat astfel de lucruri. A fost un joc viața mea. Niciodată nu aș mai face așa ceva, nu aș mai accepta. Mă bucur că am trecut peste și am depășit momentul și încă o dată vreau să sfătuiesc toate femeile sub nicio formă să nu accepte. Nu contează că au copii, pentru că am văzut foarte multe cazuri de femei care sunt bătute mult mai crunt, exagerat de rău, poate mâini rupte sau tăiate pe față, pe picioare și totuși stau din cauza copiilor. Să știți, doamnelor, că dacă faceți acest lucru pentru ei, pentru copiii dumneavoastră, mai rău le faceți. Suferă și ei când își văd mamele rănite de taților. Cel mai bine e să intervină o despărțire amiabilă. Eu, să știți, Simona, că dacă sunt singură și nu am un bărbat alături, sunt mult mai liniștită și mai fericită. Da, să am un bărbat care să mă respecte și să aibă grijă de mine și să mă iubească, îți dai seama că mă simt bine și mi-e bine, dar și să fiu terorizată sau, eu știu, umilită, diferite certuri pe tema geloziei, mai bine prefer să fiu singură. E mai bine să liniștită. Ai apelat la un psiholog după ce te-ai despărțit de acest băiat? Nu, dar am vrut. Mereu am vrut să merg la psiholog. Am vrut, nu mai înțelegeam, nu mă înțelegeam nici pe mine, nu-l înțelegeam nici pe el, nu știam exact ce vreau. Și să știi că chiar dacă eu am plecat, tot suferam că m-am despărțit de el, tot speram într-o împăcare. Și doream să merg la un psiholog să-mi spună pe ce drum să o iau, într-un fel să mă lămurească dacă eu sunt cea care a luat decizia corectă, dacă eu am greșit oarecum, pentru că el te-a făcut să te simți vinovată. Exact. Tot timpul mă făcea să mă simt vinovată și nu înțelegeam la cine este vina, cine e cel care a greșit. Și ca să pot merge mai departe, aveam nevoie să mă lămuresc într-un fel și aveam nevoie de un ator specializat. M-am închis în mine o perioadă, m-am izolat față de lume, nu știu dacă au fost telespectatori atenți, dar o perioadă am fost retrasă, nu am apărut nicăieri, tocmai pentru că vreau să știu ce vreau să fac mai departe cu viața mea, ce simt. Vreau să mă regăsesc pe mine, cea dinainte, liniștită, caldă, zâmbitoare, glumeață, pentru că uitasem ce înseamnă aceste lucruri. Și mi-am dorit din tot sufletul și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt un om ambițios să-mi revin și să-mi reiau viața mea exact din punctul în care am lăsat-o. Și să știi că Dumnezeu m-a ajutat și fix lucrul acesta mi s-a întâmplat. Pe Loredana o vedeți în fiecare seară la un show păcătos, este una dintre asistentele lui Dan Capatos. Mulțumesc mult, Loredana. Cu mare drag. Să fii atentă ce alegi data viitoare. Foarte atentă. Mergem mai departe acum.